Când doamna Vera, de după briz, briz, pândise câteva zile în șir, la toate orele și mereu zadarnic venirea lui Lică, trecuse prin numeroase faze ale curiozității și decepției. N-a venit azi. Nici azi n-a venit. ce fi de nu vine? Lipsește pe semne. să știi că s-au certat. Se vede că l a luat dracu. Cam acestea erau etapele nerăbdării pe care le petrecuse doamna Vera. Băgând însă de seamă că brizbrizele, tot săltându-le, făcuse dungi, le potrivise cu grijă la loc și se retrăsese în mijlocul odăi la masa de nuc unde făcea paciențe. În interesul cu Vera, Lică ocupa un loc însemnat. Era viața privită din observatorul fix, al unei camere bine scuturate, fără de oaspeți, fără de întâmplări, și cu lumina primită pe o singură fereastră. Doamna Vera, în urma unui atac, trăgea un picior și nu ieșea niciodată din casă. Fata aceea, firmerița de la doctor, ieșise și ea mereu la poartă, dar degeaba. Parcă un bărbat ca el avea să-și bată capul mult cu una ca ea. Se cunoștea de atunci îl îndopaia cu bunătăți în pachete. Dar cu Coana Vera, văzuse cum odată, aruncase porția pe Maidan. Îi trebuia lui cadouri de la ea. Nu găsea oriunde. Era drept că de la Dănuleț din Piața Mare până la Moșica Marii, de la capitanul de intendență cu nevasta ușurică până la casa de marmură a făinarului Razu, Lică nu ducea lipsă de aprovizionare. Sia văzuse ultima oară pe Lică, în ziua când venise să-i povestească întâlnirea lui cu domnul Galbejit, care conducea un dog cart, înhamat cu un murg strașnic și alături de domnul Galben, ședeau cu coniță oacheșă, cel mâncase cu ochii ei aprinși. Sia ascultase întâmplarea cu un fel de pică pentru cunoștinți și aventuri așa de însemnate și care păreau a ispiti așa de mult pe lică. Așteptase însă cu nerăbdare vizita următoare ca să afle ce-a mai fost. Zilele treceau și Lică nu mai venea. Pe măsură ce întârzia, Siei îi creștea paraponul asupra celor străini, ca și cum numai ei puteau pricinui lipsa lui Lică. Se pregătea să-l primească cu bosunflări și cu răutății despre acei boieri mari. Chiar pe ploaie, Sia de altfel impermeabilă, ieșise din nou în poartă până târziu. Își zisese cu părere de rău. Uite că nu vine. Apoi cu vulgaritate. Să-l aștepte cine l-a mai așteptat. Dar tot ea îl mai așteptase și tot zadarnic. Conchisese la fel cu doamna Vera. Să-l ia dracu. Nu se gândea la lipsa lui cu vreo altă îngrijorare. Nu-i atribuia alte motive. Credea că numai o aventură l-a putut reține. Se întreba care și de ce lipsește mai mult ca altădată. Necasul ei venea din dragoste pentru Lică și se exprima prin înrăire și prin mojicie. Lina era prima ei victimă. Sia, care era cu Lina de obicei îndărătnică, acum făcea din adins tot ce putea ca să o supere. Lina avea un suflet miezos și puhav ca pâinea moale, dar avea și micile ei manii inofensive, un ghem de lână pe care nu-l suferea să îl deșire nimeni, cabinetul medical ce sticlea și unde nu vrea să se amestece nimeni, o boccea unde aduna resturi și era bănuitoare când îi lipsea un șiret sau o panglică și mai ales șifonierul unde nu umbla decât ea. Sia umbla acum vraiște prin camera de consultație, răvășise bocceaua și de aci pornise mari conflicte cu Lina. Nu se purta mai bine însă nici cu doctorul Rim, uși trântite, nicio vorbă de omenie, nicio îngrijire prețioasei sănătăți, de când lipsa lui Lică îi da toane. Doctorul Rim, suferitor, cânta înainte pe diferite tonuri acel oira care dezlănțuise ironia micei norii. Melodia își avea indexul ei pe buzele uscate și ilustre ale lui Rim. Era o cheie instrumentală, un diapazon al stărilor lui sufletești. În ce privește originile acelui Oira în obsesia doctorului Rim, ele erau mai depărtate. Pe timpuri, Rim obișnuia să facă muzică de cameră o dată pe săptămână la familia Schmidt. Era un cuvartet valoros, unde domnul Schmidt, farmacist, ținea contrabasul, profesorul Rim, vioara sau flautul, domnul Tüchte, de la Künstverein din Viena, acum patronul unei lăptării model, profesa violoncelul și doamna Schmidt, pianul. Adunare virtuoasă și virtuoză, colț de lume tihnit și nebănuit în zgomotul orașului. Într-una din acele zile blânde, în pauza danțurilor de Brahms, doamna Schmidt, ca glumă, pusese o placă la gramofonul nou al tânărului Schmidt, o haimana de licean, francofil aprig și care proclama că neamțul Schmidt e pur al Placa era vestitul Oira, melodie purtată prin toată Europa de turneul revistei Tour du Monde, Oira, nu era numai o canzonetă care a prins, era însuși afișul muzical al acestei reviste. Afiș înfigea persoasiunea în mintea spectatorului pe calea auzului. Canzoneta conținea toate duhurile rele care circulau printre cei 500 de figuranți, conține atmosfera încărcată de pudră, fard și parfum, de decolteuri, de poleială, de lac nou, de pijamale închise, de fuste învoalate, de maiouri lipite de dans și contorsiune. O era, era un fel de sugestie de la scenă la sală. Deștepta în spectator multiple senzații care zăceau în el latent. Orchestra făcea să tresalte tot gezul pe care îl poartă oamenii în mușchii șalelor, și astfel melodia le da complezent înapoi ceea ce anume împrumutase de la ei. La auzul lui Oira, quartetul Schmidt fusese cuprins de o veselie frenetică. Singură, imună, doamna Schmidt privea cu indulgență cum acești oameni serioși erau deodată cam șui, cum ar fi zis Lina în moldovenească ei singuratică. Acces trecător, de altfel, cum bine credea doamna Schmidt. Și iată că, după atâta timp, când quartetul Schmidt era de mult dizolvat, Oira reapărea pentru a consemna starea lirică a doctorului Rim, care, desigur, și uitase când și cum căpătase în el acel ritm dezordonat. Oira, oira! Așa primise într-o zi rim pe norii, plin de bună dispoziție. Și acum încă fredona oira. Fire delicată, Rim își da seama de motivele filiale care enervau pe sia și căuta cu discreție și răbdare să o Dar răbdarea lui ca și lipsa lui Lică, ca și ursus lucul fetei, erau cam de mult. Cum Sia lipsea acum des de la postul ei, Rim se văzuse nevoit să renunțe la bucuriile convalescenței, să se ție singur pe picioare și să se gândească cu înduioșare la cursul lui de anatomie, făcând în secretul cugetării aprecieri asupra fecioarelor înăsprite și cerând cu ifos și enervare bunei Lina liniște pentru a putea relua studiul vioarei, probabil în raport cu concertul Elenei Drăgănescu. Liniște nu prea era, deoarece Lina, cu toată bunătatea ei, nu putea îndura obrăzniciile siei. Într-o zi scoasă probabil din fire, se fetei o palmă, Scandalul, totuși, nu ajunsese până la Rim, fie că nu auzise, fie că nu vrea să facă dreptate între femei, fie că voia să lase pedepsită, puțin, pe fecioara învrăjbită. Sia suportase palma mai bine decât era de așteptat. Nu raportase, nu protestase, dar nici nu se corectase. Împinsese cu tezanța până la șifonierul sacru. Acolo, Lina, în afară de rufe și bani, ținea o casetă din trusoul ei de fată, încuiată și interzisă ca și camera nevestelor din barbă blu. Într-o zi, Lina, întoarsă din oraș pe neașteptate, găsise pe sia la șifonier cu caseta în mâini, neviolată încă. Lina nu se asfixiase complet. Dar trebuise ca însuși doctorul Rim, cuprins de panica unei văduvine așteptate, să ajute babei să o aducă în fire. s a dispăruse și se întorsese abia seara, târziu, pe furiș iar. Când a doua zi Lina cercase să zbiere la ea, nu avusese putere și nici nu vrea să moară pentru o strigoaică, cum îi zicea acum. Îi spusese numai să plece din casa ei, uitând chiar pe Lică intervenise însă rim ca pacificator, cu demne cuvinte de milă pentru fata orfană, părăsită de un tată vagabond și de o mamă necunoscută. Argumente care făcuse Linei impresie. Cum Sia, față de riscul de a fi zgonită, părea mai cumințită, o liniște cuprinsese casa ispășitoare a rimilor, când într-o zi, ar fi fost poate imprudent să-i se zică bună, trubadurul Lică reapăru, schimbat ca un om întors dintr-o lungă călătorie. Nici doamna Vera, ce-și luase cu totul nădejdea, nu-l văzuse sosind, și nici Sia, care tot mai pândea din când în când strada. Era, e drept, ora cam întârziată. După terminarea curselor, Lică nu putu să rezista ispitei de a-și arăta hainele noi, de a vorbi sub nasul profesorului de Mr. Whip, de Bell I și Bel II, câștigătorii zilei, și de noile lui funcțiuni, ce îi păreau opotrivă cu orice onoruri universitare. Lică sunase deci de-a dreptul din față și îi deschisese cu ceva întârziere chiar sia. Ei, aș, zisese în primul moment de surprindere. Sunt acasă?" întrebase Lică indispus de primirea necioplită. Cine? Acasă?" Da, sunt." Cu atât mai bine," răspunsese Lică, uluind-o și mai mult. El, de fapt, venise ca totdeauna să pălăvrăgească cu Sia, dar ținea să fie văzut și de boierii rim. Sia însă, cu mutra ei ursuză și cu vorba ei mojică de care se dezvățase, îi stricase cheful și îl jignise în ceva proaspăt lustruit și subțiat din persoana și manierele lui. Intră deci la Rim, primit de lina cu ovații ca fiul risipitor. Biata lina, gândi lică condescendent. Rim fu vădit impresionat de hainele domnului Paul și de termenii tehnici ai curselor. Trata pe lică ca pe un musafir de elită. Lică, cu gestul rotund și fraza șlefuită, fără să-și dea seama, imita pe cei de acolo din tribune. Își repeta rolul verbal, așa cum își repeta ținuta în atelierul lui Paul. Buimăcită Sia rămăsese într-un colț. Ghicea că Lică e acum un tată pe care l-a pierdut și mâhnirea străbătea trupul ei masiv ca un fel de crampă. Nu intervenea cu niciun cuvânt ca să curme aiurările lui Lică. Zăpăcită, nu putea nici să audă bine, necum să înțeleagă acea limbă nouă și acele grozăvii pe care le povestea. De prin toate locurile pe unde, fără alegere, o purtase Lică, prinții și poveștile de cai îi păreau murdării. Lina, încântată, își subsese parcă gușa și comandase fetei să aducă bomboane și apă. Nebăgată în seamă nici chiar de dobitocul de moș, si a adusese tava. Bomboanele nu avea să le uite, nici să le ierte niciodată niciunuia. Sta acum ca o stâncă care se străduie să cadă ucigător peste alții și în truda ei se sfărâmă. Abia spre nouă, ca unul care știe la ce oră se prânzește în lumea bună, Lică plecă, lăsând o impresie excelentă soților Rim, care schimbase între ei priviri și cuvinte aprobative. Lina nu mai putea acum fi rușinată de vărul ei de aproape, și Rim ar fi dorit să știe adresa croitorului și gândea că revenirea lui Lică însemna și revenirea bunei dispoziții a Siei. Menajul Rim condusese pe lică până la ușă, pe când Sia rămăsese încă pe loc înmărmurită. Apoi se urnise brusc și, izbind cu coatele pe cei doi, ajunsese pe lică la poartă. Ai fi putut să-ți mai schimbi apucăturile, stând cu oamenii ăștia distinși unde am avut grijă să te așez. Îi spusese lică, cu vocea rece și modestă a unei mustrări cuvincioase. Sia deschisese la el ochii prostiți. Ce? Era nebun? Erau 19 ani de când îl auzea vorbind și acum nu-l mai recunoștea. În zidirea ei compactă, clătinarea ideilor puține în de adânc, făcea să se cearnă un molos ce zăpăcea orice înțelegere. Ieșise după el pentru ca în sfârșit să-l vadă, căci acolo în birou nu-l văzuse, să-l audă, căci nu-l auzise, și să vorbească cum aveau ei deprinderea să vorbească. Vrea să-i facă mutre și el să o izbească și pe urmă iar învoiți să-i se să plângă, să-i spună cum a fost bătută de cucoana Lina, pe când el, musiulică, se plimba cu prinții să-și răsufle tot necazul cu drepturile câștigate și să-l anunțe că ea acolo nu mai stă, sperând că Lică acum nu mai are nevoie de leafa ei și dorind iar viața de altă dată. Și Lică o trimetea să învețe purtare de la Rim și Lina? Și cum? Vorbindu-i ca la teatru? Sia, când se întâmpla să cadă, se scula de jos a nevoie. Când ședea pe o parte, greu se întorcea pe cealaltă. Nu găsise niciun răspuns. Lică pusese mâinile în buzunar, le scosese cu grabă și pusese un deget la pălărie. Pleca. Sia se trezea lărgând pe trotuar după el și spunându-i nici ea nu știa cum îi veneau cuvintele așa de la locul lor. Nu mai știi de fieta, mă lași ăstora, te-ai dat cu prințesele, să știi că am să mă iubesc cu moșul ca să nu pleznească în stradă într-o zi de derby, lică cu o stăpânire admirabilă și era să între dinți, moașta, deși moșica Marii nu avea nicio vină. Totul lucra pentru idealul lui Rim. Doctorul Rim era pe cale să-și ajungă idealul. Sia înțelesese bine adevărul, adevărul adică pe Ada, cum și tot ce o lovea pe ea în măruntaiele iubirii pentru Tasu. De aceea chiar spusese cuvinte de ruptoare, căci era ruptoare între Lică și fata lui până atunci așa de legați în felul lor. Lică nu avusese talente paterne și nici nu auzise cumva vocea sângelui. O luase copilărește într-un moment de necaz și o păstrase așa cum știuse el pentru că lucrul se arăta să nu fi prea greu și pentru că era băiat bun și nepăsător. De câte ori nu plecase și altă dată, lăsând o speriată și ursuză. Drumul lui însă atunci se întorcea mereu pe același circuit. Acum... Apucase înainte pe un câmp de alergare cu obstacole, cu șansuri, cu garduri duble, cu handicap și potou de sosire. Poate că hainele domnului Paul îi travestise firea ca și înfățișarea. Sia se întorsese în casă după plecarea lui, cu gândul să-și păstreze de nevoie, cel puțin, locul la rimi. Nu știa încă ce va face. Statul pilată în ea însăși. Buna o credea însă pocăită și, cum lică fusese sever, se simți dispusă spre indulgență. Avea înduioșări. Biata fată, crescută printre străini. Lică făcuse tot ce putuse, dar el avea acum alte obligații. Noroc că Rim era de zahăr și Sia se putea fără grijă ocroti la ei. Cine știe cum vine timpul? Poate găsește somărite și Rim consimte să-i dea acolo o mică zestre. Seara, în birou, pe când Rim tălmăcea încet deoparte cine știe ce vorbe cu fata, Lina făcea astfel de visuri, blânde ca lâna de pe gem. Rim studia acum regulat vioara și părea din nou satisfăcut de preludiile interioare. Reîncepuse facultatea și survenise vizita foarte interesantă a gemenilor Halipa, întorși de curând din Germania, cu diplome curioase chiar pentru doctorul Rim, admirator al școalelor de acolo. Băieții plecați din clasa a șaptea, fiindcă nu puteau scoate liceul la căpătâi, aveau, după cinci ani numai, diplome de farmaciști în care se vorbea și de bacteriologie. Ei se chemau de-a la doctori și bacterologi. O foarte variată repartizare pe specialități și o organizare foarte diversă a studiilor cuprindea probabil astfel de diplome liberate foarte cinstit. Erau a nevoie de echivalat în țară și erau speculate de ei necinstit. Trebuie să fi spălat scândurile la vreun laborator, spunea norii necruțătoare despre cei doi tâmpiți. Gemenii Halipa, fără să fie deloc tâmpiți, consecvent însă cu nașterea lor în dublu exemplar, trebuiau să se mulțumească cu jumătate din orice fel de valoare se completa însă de minune într-un singur individ care nu era deloc banal. Scuns de tot, slăbănogi, cu urechi largi, transparente, cu frunți înguste și ochi mici și reți, erau urâți. Dar așa de îndatoritor și vorbăreți că erai nevoit să-i primești de buni. Abia sosiți, întreprinsese împotriva lui Doru Halipa, tatăl lor, un proces mare pentru deturnare de avere. Proces în care aveau o atitudine solidară, așa de repulsivă, că erau infam cotați la Palatul de Justiție, unde totuși exista deprinderea de a privi infamia. Își urmăreau procesul și în viața particulară printr-o propagandă activă de calomnii, împânzeau cu doleanțele lor pe toți cunoscuții și rudele. La auzul calomniei lor norii sărise gata să-i bată și minii se recuzase indignată. Acum devenise asidui în casa Rim și prosternându-se în fața profesorului și lingușind pe buna Lina, către care calomniile se schimbau în lamentări de victime. Cum păreau așa de îndatoritori și cum nu se atingeau de Lenora, Lina zicea de ei, bieții băieți, și îi poftea la masă. Rim era acum din nou maleabil și bine dispus și traiul familial iarăși plăcut. Linei îi venise ideea că poate unul din cei doi gemeni ar putea lua în căsătorie pe Sia. Doctorul, mai știi, îi luase poate din adins sub protecția lui. Totul părea a merge bine. Bunalina se înșela, în orice caz, asupra unui punct zicea, unul din băieții ăștia, însă ei erau inseparabili în orice fel. În adevăr, nu erau numai gemeni, erau chiar, caz mai rar, doi prunci aderenți, astfel conformați că separarea lor fusese lesne de operat. Păstrase însă o comunitate de funcționare morală și chiar fizică. De o asemănare perfectă pronunțau cuvinte la oaltă, aveau gesturi simultane și idei similare. Uimitori atunci când erau la un loc de întâlnei separat, gândurile și reacțiile lor erau comune, chiar fără înțelegere. Sau te găseai în fața unei duble eprubete în care circula același lichid toxic, sau ținei unul din cei doi poli ai unui aceluiași fir. Nu spunea că degeaba o cărăște pe câte unul unde îl vede, simte că jumătatea i-a scăpat. Și lui Mini se părea, când unul îi sta în față, că celălalt o pândește apoi. Îi era frică de ei. Pe lângă Rim se pripășise temeinic. Părea că doctorului îi lipsise înainte de ei elementul plăcut al lingușirii. Băieți de încredere care ghiceau lesne, și erau discreți. Aveau o curioasă inteligență, mediocră și perseverentă, obtuză și sfredelitoare. Rim făcuse de mersuri și obținuse ca cei doi să funcționeze ca laboranți provizorii pe lângă cursul lui până la crearea unui laborator analitic. Cu toate că nu era vorba tocmai de treburile din diplome, gemenii se încumetau să iasă din încurcătură, iar Rim credea că la facultate, ca și la el acasă, doi ucenici de felul acela îi puteau fi de folos. Ei se mulțumeau deocamdată, drept laborator, cu o odaie din subsolul facultății, de unde intendentul fusese deplasat. Viermuși subterani se simțeau bine la întuneric. De altfel, aveau comunicație liberă cu sălile suverane unde trona rim. Acest liber parcurs le dobândise curând influență printre studenți, care făceau apel la ei pentru cereri de favoruri la profesor. Refuzau ostentativ orice intervenție, dar serveau lăturalnic pe cine le convenea. Bunalina ceruse un mic concediu de la spital, și dimineața își îngăduia bucuriile gospodăriei. Baba îmbătrânea și se impunea o revisie. Luase în primire casa din pod până în pivniță. Crezuse o ocazie bună pentru a forma pesia. De nevoie, fata deocamdată se supuse, muncind însă cât mai puțin și mai prost, așa că Lina pierduse nădejdea să scoată ceva din ea. După amiezile, fosta infirmieră sta tot în birou, unde acum era poreclită secretară. E drept că deschidea cu scrupulozitate corespondența din nărav rău și din speranța de a găsi ceva de la lică. Rim părea mereu radios și tainic și fredona mereu pe alton o ira. Ieșise din faza autointoxicației și a nostalgiei sentimentale și apucase calea îndatoririlor. Sia, plictisită de cucoanalina haină pe lică trădătorul, fără nuanțe în firea ei primitivă, neglijând tranziția, tocmai se arătase accesibilă. Rim, mai rafinat, savura aceste promisiuni, totuși nu până la măsura unor întârzieri exagerate. Nu mai era acum sclavul fericit sau chinuit, era stăpânul unei situații. Avea totuși cu sine încă unele probleme de rezolvat. Nu și închipuia care va fi procedarea. Cum nu era vorba de elanuri irezistibile, cerceta metoda. Vulcanic în imaginație, credea el, avea un temperament precaut și împotmolit. Faptele cereau mai mult o pregătire matematică decât se puteau bizui pe o desfășurare neprevăzută. Rim nu găsise încă formula, dar stăruitor se gândea la ea și cu o rafinată răbdare. Într-una din seri, o discuție mai poetică ca de obicei, îl făcuse să caute în bibliotecă un tom al lui Don Juan pe care îl cumpărase pentru prețioase ilustrații vechi. De data asta, însă, făcea apel la text și cu ochelarii frumos așezați, pe când doamnele, cum zicea el, lucrau în ordinea familială a biroului, rim cu un surâs protector, rugând pe Sia să dea trei lumini, parcursese pe Don Juan, fără să fi găsit însă informația dorită. Își zicea că lucrarea nu e îndeajuns de bine dezvoltată și cam lipsită de preciziunile cuvenite, avea negreșit și impresia că circumstanțele oarecât diferă: că Don Juan, care totuși era prototipul și, deci, și patronul lui, ar fi avut o personalitate într-o deosebită. Cu papuci și pijama de flanelă scoțiană maron, doctorul Rim repusese cu grijă textul la locul lui, nedumerit și conchizând foarte judicios că. În cadrele vieții de acum, impulsile se văd împiedicate de curenți contrarii și mișcările inimii sunt oprite de obstacole mărunte. Din potrivă, socotea că breviarul lui Don Juan își desfășura faptele în decorul, chiar pentru acel timp, unor posibilități numai imaginare și al unor obstacole închipuite. Se cerea deci plan metodă și chipzuință proprie. În aceeași inspirată seară, Rim luase vioara și, neschimbând tema, cântase Don Juanul lui Mozart. Cum de mult nu se auzea decât severul Bach, doamnele fusese plăcut surprinse și desfătate de neașteptata melodie ce se răsfira din degetele crenelate ale profesorului Rim. Circula un fluid, greoi, dar circula. Se făcuse aproape 12. Adevărată orgie pentru casa Rim. Sia căsca indecent și Lina nu se mai putea urni din fotoliu. Ai băgat de seamă Lina pasajul în sol?" zise Rim, făcând pe buna Lina părtașe emoțiilor artistice. Îi venise o idee. Tot eu singur. Își zicea cu ingratitudine, deoarece, indirect, Tomului Don Juan îl îndrumase spre sugestia muzicii și ideea, tot pe calea aceea, o găsise. Nu era deloc o idee melodică, dar era o idee practică. Aceea de a renunța la orice metodă, de a intra direct în materie, la prima ocazie potrivită. Ideea lui găsise o încurajare imediată. La ieșirea din birou, Sia, care bloca ușa, nu se ferise pentru a face loc lui Rim. Fusese o ciocnire. Un surâs satisfăcut pe buzele uscate, însoțise pe Rim la culcare. Avea iluzia și remușcarea că a fost brutal, ceea ce se transforma în a fi brută, deci un element invincibil al naturii victorioase. În noaptea aceea, doctorul Rim vechease târziu. Ca un hoț, pe vârful șosetelor de lână, din cauza gutei, se dusese din nou în birou și scosese dintr-un sertar un prețios și autentic exemplar de Cordova, cu gravuri prohibite chiar sub regență. Doctorul Rim, muzicant și colecționar, era răsplătit de pasiunea lui pentru artă. O aventură amoroasă, urmată de încercare de sinucidere, dusese pe micale într-un spital. Acolo descoperise că infirmiera Sia era vara ei bună și profitase de împrejurare. Ursuza de Sia se arătase bucuroasă de verișoara lingușitoare care vorbea de frumosul Nenea Lică. Sia sugerase pe Lică să ajute pe nepoata nevoiașă și Lică, din cine știe ce toane bune, intervenise la doctorii Salina, biroul lui obișnuit de binefacere. Spune soră si să o ajute, decisese Lică, apucat de interes pentru nepoata vagabondă și, prinzând ocazia să facă un pont nepoatei celei înfumurate. La porunca lui Lică, Alina se pusese în mișcare, nu fără năduf, știind că Elena în chestie de familie are idei hotărâte, mai ales că lucrul era așa de delicat între Elena și Micale. Nu îndrăznise de altfel să ceară nimic. Expusese numai Elenei care era situația gângăniei mici. Elena primise știrea cu gravitate, ca o castelană medievală, care are puteri judiciare și executive asupra feudalității familiale în lipsă de șef bărbătesc. Ceruse linei să-i dea timp de gândit, mulțumindu-i pentru un demers pe care îl credea salutar pentru onoarea halipilor. Bine așezată în scaunul stăpânirii, Elena privea acum lucrurile altfel ca atunci când refuzase net intervenirea bărbatului ei în favoarea aceleiași micale. Nu vroise să primească atunci aproape de ea acel element rău. Acum însă nimic nu-i mai putea atinge dictatura. Sta numai să cumpănească argumentele. Era vorba de salvarea unei rude apropiate. Niciun element sentimental nu intra în judecata ei. Elena telefonase de Cilinei Rim, că a decis să ia pe Mica Le la ea, în condiții însă pe care numai ea le va decide. Mica trebuia prevenită că va fi pusă sub o tutelă severă. Despre Lică, Buna Lina, pentru atâtea motive, nu pomenise. Mica care nu avea de ales, primise orice condiții. Pentru moment, nimic nu o interesa decât bunăstare materială. Temperată în sentimente amoroase de gustul încă recent al otrăvii, cunoscuse câteva zile de mizerie, așa de mare, că nu râvnea decât să mănânce și să doarmă fără grijă. Adusă de însăși Bunalina, care avea specialitatea corvezilor, sosirea fetei nu făcuse nicio senzație. Elena sunase și servitoarea condusese pe mica într-o cameră dinainte hotărâtă. Cameră modestă și comodă totodată, așa cum cerea rangul hărăzit fetei de binefăcătoare. Elena rămăsese de vorbă cu Lina despre proiectele ei muzicale, despre sănătatea doctorului și grijile de proprietari ale rimilor. Nimeni nu știa să vorbească lucruri serioase cu mai mult interes ca Elena. Micale, în primul moment, neștiind ce să facă, rămăsese în cameră. Era tocmai ceea ce trebuia și acel prim moment era hotărător. Scoboruse când fusese chemată, adică după plecarea linei. Am să zic Norica, de la numele dumitale de botez, Lenora. Micale sună cam ridicol și pare o poreclă neserioasă. Toată lumea, deci, aici te va chema Norica. Doresc ca odată cu numele să schimb și felul de purtare. Mica Le primise botezul Elenei fără obiecție. Cum trebuie să muncești? Ai să fii secretara noastră pentru anumite lucrări. Orele am să-ți le spun mâine. Vei avea o mică leafă ca bani de buzunar. Pentru tot restul, firește, n-ai de purtat nicio grijă. Vei lucra în biroul de jos al bărbatului meu, la o masă deosebită de ceilalți secretari. Aici vii numai când ești chemată. Era limpede și suprima stânjenirea instalării. Mica Le asculta instrucțiile cu atenție. Perspectiva Lefei și a bunului Trai îi părea o pomană și pomenile îi plăceau. Se gândi la muncă, era leneșă, dar nu putea fi cine știe ce greutate. Cu toate că nu văzuse de atâta timp, Elena, abia înainte de a o concedia, examină scrutător pe domnișoara Norica, ieșită de curând din spital. Mica Le era cam și gărită. Purta un breton lăsat jos pe ochii galbeni, vestiți pentru enigma lor suspectă. Acum ochii Noricăi cam blegi nu exprimau decât o mare atenție către comenziile scurte ale Elenei. Vâlvoiul părului arăpesc era strâns la spate în două ace, lăsat probabil să crească din disperare, domolit astfel în vederea confruntării cu sora ei. Clipi puțin sub privirea riguroasă. La un gest al Elenei spre frunte, gest vag de altfel, își dete părul puțin la o parte de pe ochi. Când dorești ceva, cer să mă vezi, spuse Elena ca încheiere. De copilă, Mica le urâse pe Elena pentru că era mândră și frumoasă. Și acum simțea o aplecare să o admire pentru că era frumoasă și mândră. Bine strunită, Norica uită perversitățile lui Micale. Deocamdată, nevindecată bine de usturimile amorului și ale apei tari, Micale nu era vătămătoare și tot, deocamdată, sora ei era invulnerabilă. Mica Le, alături de sora ei, apărea cam degenerată, cu cap mare pe umerii pătrați ai unui corp mic, dar nemodelat. Lipsită de relief se pierdea în umbră, stângace în maniere și rustică la croială, decorul de lux o punea în inferioritate. Prezentarea ei stânjenise puțin pe Elena. Ma demiseur», spunea când era nevoie. Mai adesea o trecea sub tăcere, ca pe o prezență neînsemnată. Participarea sau lipsa ei de la plimbări și recepții era o rânduită la fel cu tot restul și nu da loc la turburări. Cu o memorie matematică, Elena își amintea de ea la intervale proporționate. Trimetea să întrebe dacă domnișoara Norica vrea să iasă cu guvernanta și copilul sau trimetea să o anunțe pe domnișoara Norica că trebuie să iasă. O prevenea de ora când avea să însoțească pentru comisioane pe Elena însăși sau pe Drăgănescu sau îi indica rochia cu care avea să ia parte la vreo reuniune de mai mică importanță. La recepții, Micale sta cu un suflet de copil sărac, admis între boieri și cu aspecte de mică parvenită în rochia de mătase. Nu se putea corecta de apucături naive și plebeiene, avea un gest al ei cu care își punea mâna peste gură. Când Elena spusese lui Drăgănescu că Micale va fi oaspetele lor, se roșise încă mai mult peste fața lui cam congestionată. Își amintise că altădată cutezase el să facă propunerea asta și chiar se supărase că a fost refuzat. Supunerea lui făcuse progrese și își simțea acum greșeala de atunci. Iată dar că Elena singură iertase pe Micale când crezuse ea de cuvință. Nu era căderea lui, ci a ei, ea fusese cea ofensată. Elena, așa de mândră, își cunoștea datoria către bărbatul ei și către fostul logodnic vinovat. Elena era infailibilă și el, drăgănescu, rușinat acum de mișcarea de gelozie ce își permisese atunci. Cum era un om de treabă, primea nevoie dovezile răului. Ca o fată pipernicită și sficioasă cum părea Mica Le să fi comis faptele ce se spuneau despre ea, era lucru ce se înregistra cu regret și nu putea convinge de plin buna lui credință. O primise milostiv și se pregătea să o crotească. O credea desmoștenită, ochii ei mirați, părul arăpesc, păpușa de lemn a trupului nu putea cap în gustul lui onest. Îi făcea plăcere că Elena e frumoasă, prin diferență și era mândru că e soțul surorei celei regale. Către mica Le se simțea superior, nu-l paraliza admirația și era totuși o soră o parcelă care nu îl înmărmurea din marmura superbă a celei soții. Simțindu-se în largul lui către mica le, îi se părea poate că nu e strâmtorat nici cu Elena. Fu cel din tâi care îi spusese Norica și se deprinsese să o vadă în birou, de unde mica le nu lipsea de teamă să nu vie vreo listă de furnizor sau de invitați trimisă de Elena. De altfel, așa cum bine își închipuise, nu era prea mult de muncă. Adăpostul și hrana odată asigurate, poate că avea răgazuri acum pentru alte măestri, dar nu era prilej. Secretarii nu erau esteți și cumnatul nu da ecou decât la numele Elenei. Totuși, domnișoara Norica se acomodase. În afară de Adolf, ea niciodată nu lucrase erotica decât în vedere de beneficii. Se putea, deci, lipsi de ea. Nu îi se ura încă și în ce privea beneficiile, metoda era indiferentă. Peste confortul programului, era rost de mici avantaje suplimentare, cultivând pasiunea conjugală a lui Drăgănescu. O cultiva, nu o costa nimic, n-avea nici scrupule, nici ambiții de prisos. Drăgănescu putea comenta toate faptele mari ale Elenei, putea descrie un dineu la care Norica nu asistase, și unde Elena strălucise între oameni de înalt merit, putea arăta temeri pentru succesul planurilor ei muzicale și admirația pentru reușita lor, putea chiar risca o timidă dezaprobare pentru severitatea cu care era crescut băiețelul. Micale era un ecou fidel. Față de ea, putea emite păreri și da ordine pe care să le revoce când veneau sentințele Elenei, deoarece Micale nu reacționa față de acele contradicții. Drăgănescu, care în lume avea o ținută neschimbată, cordială, corectă în permanenta lui redingotă cu rozeta de ofițer al coroanei, putea față de cumnata Norica, arăta fără grijă omul fără redingotă. Olimpica Elena cunoștea și ea unele emoțiuni. I le da singura ei pasiune, muzica. Pentru tot ce privea audițiile, avea ezitări, timidități, temeri, griji, nerăbdări, toată gama. Chiar după ce totul era pus pe rost, nu lipseau necazurile. Dacă virtuozul X, Întrecere prin București, va accepta să cânte la ea înainte de concertul lui public? Dacă muzica lui Mozart va fi executată mai bine ca la Ateneu? Dacă partiția procurată din Debussy era chiar cea executată în sala Erard? Dacă flautistul care trebuia să înlocuiască pe rim bolnav va putea fi pus la punct rim? Chiar pe un instrument de rangul al doilea era un element important. Pentru marele concert Bach, grijile Elenei erau încă mai mari. Avea nevoie de Rim, și Rim făcea pe bolnavul. După un autograf al Elenei, domnișoara Norica trăsese la mașină câteva anteproiecte de program, din care se trimisese unul la Rim, ca argument convingător. Lina telefonase Cărim vrea. Cărim e foarte drăguț, că speră, dar că încă nu poate ieși din casă. La Elena se făcea totuși un început de repetiții, incomplete, laborioase, în liniștea sălii de muzică. Doctorul Rim era așa de bun cunoscător, așa de familiarizat cu partițiile, încât întârzierea lui era un rău mai mic decât refuzul lui. Bach cerea o solemnitate pe care Rim o poseda. Prezența doctorului părea Elenei din ce în ce mai necesară. Excelent tehnician, poate fără prea multă expresie, dar întotdeauna la înălțimea unei bune execuții. Apoi, trebuia cineva care să dea tonul, să facă atmosferă pentru stilul Bach să nu lase să se piardă niciun moment ritmul acela, asprimea meticuloasă, dar și seninătatea olimpică a geniului muzical bahist. Așadar, Rim va veni. Nu se va periclita din cauza lui un concert încă depărtat, e drept, dar pentru care se luase atâtea ostenel de pe acum. Tot așa de bun violonist, Rim era și organist rutinat. Dacă Rim urma să se arate capricios și nesuferit, va fi lăsat să vie mai târziu, când totul va începe a se înfiripa. În schimb, după concertul Bach, Elena îl va înlocui cu discreție pentru dârzenia lui nepoliticoasă. Ea însăși de o corectitudine minuțioasă nu admitea ca Rim să se alinte în bunul lui plac. Elena, care nu putea suferi abaterile de la un program serios de lucru, se văzuse nevoită să trimită după un timp pe Nori să vadă ce este cu doctorul Rim, ce lipsea de la convocări. Era mirată de inexactitatea doctorului pe care îl socotea totuși un om serios nu avea altă informație decât un telefon mai de mult al Linei anunțând că Rim studiază pe Bach. Nori zdruncinase și ea întâi de câteva ori telefonul pentru a se informa și primise la toate orele numai răspunsul Ursus al domnișoarei de companie că domnul doctor lipsește și doamna doctoriță lipsește. Bănuise că Sia din ursus Luc minte și se hotărâse să pice într-o zi la ora dejunului. Sosirea ei făcuse efect. De multă surprindere, probabil, nimeni nu-și manifesta bucuria. Lui Nori i se păru că lina e grozav de vânătă la față, poate fiindcă nu o văzuse de mult. Rim sta țeapăn și cei doi gemeni prezenți când o văzuse, făcuse la oaltă o singură grimasă. Nori observă că Sia se uită șașiu. Înainte aproape de a da bună ziua, întrebă. Dar ce-a pățit ei la ochi? Rim puse ochii lui miop și admirativi asupra ochilor mici și cafenii ai fetei, care, în adevăr, momentan, avea privirea nițel încrucișată din sforțarea de a se ascunde și preface în fața musafirei nedorite. Rim firește constată că ochii erau frumoși, și norii invidioasă. Baba aduse un tacâm și norii se așezase între Rim și Lina. La masă erau perișoare cu smântână. Lina și baba păstrau în meniul lor mâncări tradiționale. De ce se încrucișează asfata asta? Se întreba norii, care totdeauna se lega de câte un amănunt. În sforțarea de a-și repune acum privirea la loc, ochii ei se mișcau un adevăr tot pieziș. Nori își descărcă sufletul de la început de comisionul Elenei. Ce e cu ilustrul profesor de a dezertat? O, oh, nimic, foarte ocupat. Și gemenii în cor, foarte ocupat. Trebuia să spui de la început că ești ocupat, tăie Nori după obiceiul ei. Toată lumea e ocupată, dar își cunoaște și timpul liber. N-a fost înțeles că vii când poftești, ci când trebuie. Crezi dumneata că muzica de Bach se face după capricii? Rim suruse fin, deși cam acid. Domnișoara Norii uită că și noi avem ceva idee de muzica lui Bach. Să mă scuz, te rog, către doamna Elena. Voi veni joi. Exact. Sper. Și Rim se uită spre domnișoara Sia. Apoi, jubilând fără motiv, aparent, surâse ironic către norii, pentru a sfârși printr-un mic râs între fălci, adresat gemenilor, care cu o jumătate de surâs de fiecare, completau unul singur de complicitate prudentă. Foarte ocupat, ziseră din nou pe rând. Rim tamburina pe fața de masă. Oira, oira. Mi se pare că de când cânți o era, te-ai stricat cu Bach, declară Norii. Dar de ce nu sunteți acasă la nicio oră? V-am chemat de o sută de ori la telefon de degeaba. Rim ridică sprâncenele cu mirare, și Lina deschise gura să spună ceva. Dar, cum Sia se încruntă, doctorul Rim se uită fulgerător la Lina, care tăcu. Văzând pe Norii enervată, Lina o mai reținut să o îmbuneze. Bunei, Lina! Îi plăcea nespus de mult pacea și concordia. Nori își răsuflă indignarea. De ce nu dai pe ușa afară pe fata asta acum când s-a făcut rim sănătos? N-am să mai viu pe la tine dacă mi iese mereu ursuza asta înainte. Şşş. Îi făcu lina semn și o duse la ea în odaie. Acolo scoase din șifonier caseta misterioasă și arătă conținutul. Cărți poștale de la RIM, o șuviță de păr legată cu o panglică într-o ramă de carton, de unde fotografia fusese scoasă. Era bucla lui lică Ștrengarul, care de atunci crescuse la loc. Îi arătă la urmă o hârtie galbenă cu ștampile. Actul de naștere al unui prunc de sex feminin, din mamă, domnișoara, Elena Gugiu și tată necunoscut. Cum norii se uită la ea tâmpită, asta e fata mea și a lui Lică. Și îi explică cum Lică ținuse fata pe la gazde și școli și acum i-o adusese plocon așa mare cum se vedea. Vorbea de Sia ca de cineva în afară de interesul ei. Se bucura însă că Rim a consimțit să o primească și că Lică e așa de mulțumit. Recomandă lui Nori secretul. Nimeni nu știe, nici nu bănuiește. Și mai ales Rim.